Percheziții matinale acasă la fostul deputat PD Vladimir Andronache. Procurorii anticorupție și ofițerii SI s-au descins în apartamentul acestuia din sectorul Buicani al capitalei. Contactat de TV8, șeful interimar al Procuraturii Anticorupție a declarat că perchezițiile sunt efectuate la mai multe adrese în dosarul fraudei bancare, însă nu a oferit detalii despre persoanele vizate în acțiunile de urmărire penală. În această dimineață, procurorii anticorupție au descins la etajul 5 al acestui bloc de pe strada George Călinescu din sectorul Buiucani al capitalei, unde ar avea viza de reședință fostul deputat democrat Vladimir Andronache. În fața blocului am observat un pick-up cu geamurile fumurii, iar în jurul casei mascații de la SIS. Sub protecția anonimatului, vecinii care i-am întâlnit în curte ne-au spus că ultima dată l-au văzut pe Andronache acum câteva săptămâni, în timp ce cobora pe scări cu niște genți mari și însoțit de un bărbat care la fel căra niște valize. Solicitat de TV8, șeful interimar al Procuraturii Anticorupției, Andrian Bordianu, ne-a comunicat că procurorii efectuează un șir de percheziții la mai multe adrese în dosarul fraude bancare, fără să dea numele persoanelor vizate ori alte detalii. Am încercat să obținem un comentariu și de la Andronache, însă acesta ne-a spus că va face declarații mai târziu. Fostul deputat PD Vladimir Andronache a fost subiectul mai multor investigații jurnalistice, inclusiv în investigațiile realizate de colegii de la Cutia Neagră Plus, care menționau că familia sa ar gestiona direct sau prin intermediare afaceri de milioane de lei, care nu se regăsesc în declarațiile de avere și interese. Vladimir Andronache, despre care se spunea că este unul dintre cei mai apropiați oameni ai fostului lider PD Vladimir Plahotniuc, responsabil de scheme de energie sau de la metal feros, recunoaște că este plecat din țară, iar recent soția sa ar fi primit o ordonanță de învinuire a sa în dosarul fraude bancare. Potrivit mai multor informații din spațiul public, Andronache, alături de un alt fost deputat, Eugen Nichiforciuc, ar fi părăsit Republica Moldova imediat după alegerile din 11 iulie. Ultimul a fost ales deputat în anul 2014 pe lista PDM, unde figura cu numărul 23, iar în 2019 obține al doilea mandat, fiind numărul 9 pe lista democraților pentru o circumscripție uninominală.